Un litru costa 10 lei, la un exemplu, acum costă tot 10 lei, dar numai un litru sunt 850 de grame. Ei zicând că e mai revoluționar produsul, că n-ai nevoie de atât de mult, dar are capacitatea de a te face să devii uh, uh, mai bogat într-un timp mai scurt decât alte tipuri de investiții. E imperativ. Consider că o formă foarte bună de investiție e mărirea banilor și banii sunt la visiuri. Dacă tu poți să identifici anumite pattern pe care visiurile le, le au, tu poți să mergi împreună cu ei. Bine ați venit la Arena Finanțelor, un podcast tot de cripto unde punem banii la bătaie. Eu sunt Mihai Prelepcean și astăzi îl am alături de mine pe traderul Mihnea Blitaru. Bun găsit! Bine v-am găsit, mulțumesc mult de tot de invitație. Foarte frumos aici la voi. Am zis de când am intrat, un setup top. Mulțumim și mulțumim că ai venit și mulțumim și pentru compliment și hai să vedem. Pentru cei care nu te cunosc, cum te poți descrie? Că ești pe mai multe platforme. Nu-mi place termenul de influencer deloc, deși sunt de părere că în industria asta se aplică cel mai mult. Că Ai o voce puternică. Nu, nu pot să zic că am o voce puternică, ăsta alții care au voci mult mai puternice, dar uh, mă, pot să zic că sunt influencer în contextul în care influențez oamenii prin uh, felul în care investesc. Eu vreau să cred despre mine că îi fac să fie mai cuminți, mai cumpătați, mai atenți în ceea ce investesc. Transacționez în mod constant, în mod special cripto, nu am intrat pe Forex sau pe alte piețe pentru că le consider mult mai, mult mai complicate decât cripto. Și, na, am 30 de ani și sunt din București. Bun. Și, uite, ce ai făcut înainte de cripto? Știu că am vorbit adineori despre asta. Eu am fost angajat, am pornit, am fost imediat după liceu, am lucrat la Mulvitan, la Floricele, tatăl meu lucra acolo, tocmai și la pensie. Și ăla a fost primul meu job, am stat cred că 3 luni și după aia m-am mutat la o unde introduceam date în calculator. 8 ore pe zi, scriu foarte repede la calculator și cu diacritice și cu tot, îți dai seama, 8 luni am stat acolo, toat, toată, ziua să aici și într-o în calculator și după aceea m-am angajat la un magazin online de haine de damă, producea haine de damă la noi și la foarte puțin timp după, cred că la vreo 2 ani, ceva de genul, am ajuns asociat în magazinul respectiv după ce patronii s-au despărțit, fiind un cuplu, s-au despărțit și implicit sau despărțit și în business și am preluat partea operațională a magazinului respectiv, ajungând oarecum asociat, devenind oarecum magazinul meu, patru ani stând așa, pandemia ne-a spart și de atunci... Am înțeles și fix atunci ai făcut și prima investiție în cripto în 2020 sau ai intrat în spațiu mai de mult? Nu, prima investiție a fost în decembrie 2017 Uh, în tron monedă vostă pe Facebook nu știam nimic despre ea uh, am, reușit să ies din tron în Neo și din Neo total în martie 2018 recunosc că am făcut o pauză cred că de vreo 4-5 luni în care n-am vrut să mai o de cripto volatilitatea era ceva incredibil și da, Mă... de capul meu, e haos, a fost haos. Uh, dar lucrând într-un spațiu care îmi permitea să am mult timp, că în multe cazuri aveam foarte mult timp la birou, mă focusam să învăț lucruri noi despre cripto, pentru că îmi dădeam seama că am posibilitatea să generez mulți bani de acolo, pentru că aveam prieteni care făcuseră mulți bani. Eu când am ieșit din neo, am ieșit cu un profit foarte mic și spre marele noroc n-am pierdut bani atunci, deși puteam. Dar în perioada asta de decembrie 2017 martie 2018 am observat că făceam eu puneam picioarele pe masă și Aveam ecranul de la calculator, mă rog, aveam două, două ecrane, că mă jucam și voiam să văd și Facebook-ul ce face și mesajele și tot. Pusesem, Multitasking. Da, pusesem graficele așa și îmi făceam poze, gen că sunt trader și chestii de genul ăsta. Dar am încercat de câteva ori să mă joc cu tronul ăla, știi, bă, să-l vând mai sus, să-l vând mai jos. Uneori câștigam, alteori pierdeam și mi-am dat seama, zic, bă, se poate, e realizabil, hai să... Mă documentez un pic mai mult despre despre treaba asta, să da, văd cum merge. Tu atunci ai făcut asta pur și simplu intuitiv sau, de exemplu, aveai cumva așa o bază în trading? Nimic. Nu. Nu, făceam gambling, <laughs> mă jucam cu el. Și am început să mă interesez mai mult despre indicatori, că la început am pornit cu indicatori, evident, cum probabil pornește toată lumea. Căutam tot felul de strategii, testam strategiile respective. Pierdeam în foarte multe cazuri, pentru că unde să caut? Am căutat inițial pe YouTube, am luat strategii de acolo, am testat câteva, nu prea funcționau, după aia am căutat pe Fiverr, am zis, bă, poate. Nu, nu pe Fiverr, nu mai știu, era o platformă de cursuri, Udemy. Și am intrat pe Udemy și zic, mai, hai să caut o strategie de analiză, să o iau de acolo. Și am luat câteva cursuri de acolo, n-au funcționat nici alea și tot observam că pierd bani. Zic, bă, pierd bani testând strategiile, nu există vreo altă posibilitate să testez strategiile asta fără să pierd și am identificat backtesting-ul și de atunci tot ce făceam era să fac backtesting pe anumite strategii pe care le găseam și na, îmi notam cum, câte trei uri aș fi luat, care e procentul de câștig, dacă ieșeam profitabil sau nu și cam așa am început, adică Cam asta a fost povestea. Am ajuns profitabil pe foarte mult timp. Adică n-a fost o să peste noapte. Și făceai, de exemplu, testarea asta cu bani virtuali sau pur și simplu îți puneai tu mental? Nu, niște back testing ul se întâmplă pe TradingView. De exemplu, faci abonament premium la TradingView și tu ai ca posibilitatea să te duci în timp și să dai replay la ce s-a întâmplat. Și automat, tu când dai play, practic apar lumânările iar noi. Uh -huh. Și ziceam, a, uite, conform strategiei pe care eu am învățat-o, aici trebuie să intru long, dau un exemplu. Și intram long pe grafic și lăsam gen să curgă, să văd, îmi iese trade sau nu mi iese? Și făceam asta de 100 de ori. Se, cam o, Dacă faci asta de 100 de ori și recomandă asta să se facă de 100 de ori pe o anumită strategie, îți poți da seama dacă funcționează sau nu. Și sincer, nu cred că ți-a -ți mai mult de o zi, două să testezi o strategie. Și după ce ai testat-o, poți intra și pe live. Deci, practic, până la urmă, ai testat, ai văzut ce merge, ți-ai făcut propriul algoritm, după ce ți-ai dat seama că strategiile de pe YouTube de 80-90% win rate nu funcționează. Pe măsură ce a trecut timpul și stând foarte mult, chiar m-a pasionat treaba asta, e un, un punct pe care trebuie să-l spun neapărat, că e important să-și placă, nu doar bă, uite, îl văd pe ăla ce face, vreau și eu să facă. Și eu aș vrea să joc poker foarte bine și să fiu Daniel Negreanu. Dar am fost la poker de câteva ori și nu e... E greu. Da. Dar, că nu-mi place așa mult. Dar, gen... Mă, dacă îți place și te uiți foarte mult pe grafic, am început să văd anumite pattern -uri. Lucruri care se întâmplă, dar nu pattern ce-și imaginează oamenii, liniuțele și așa. Mă refer pattern de lumânări, de candele, de lucruri care se întâmplă în mod constant, uh, uh, identifici. Acum pot să zic că am ajuns la punctul în care simt. Mai sunt oameni la mine pe comunitate care zic eu simt că o să crească. Bă, asta nu prea merge pe simțit. Dar eu când simt, părerea mea despre mine e că e subconștientul meu care a tot văzut, uitându-se ore în șir la ele... Probabil identifică ceva ce-a văzut în trecut și de-aia simt că, bă, ar putea să, evident, încerc să-mi iau niște, uh, cum le spune, Margini. clarificări. Nu, 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 niște, uh, mamă, îmi scapă cuvântul, le teoretică, teoretică. adică să fie mai multe lucruri care se îmbină într-un moment, să-mi dau seama dacă e de lung sau short. Da, niște confirmări. argumente. Sau confirmări. confirmări. Încă au niște confirmări și după mm -hmm. aia, abia, după aia intru. Da, foarte frumos. Și chiar uh, îmi place treaba asta, că de fiecare dată, din câte am văzut, cumva uh, trebuie să-ți adapte strategia. Corect. Dar, cum zici tu, sunt unele pattern-uri pe care, dacă te uiți din punct de vedere istoric, parcă au, uh, își respectă și în uh, viitor. Acum depinde după caz. Pe, da. pe măsură ce a trecut timpul, uh, am descoperit Că indicatorii sunt foarte lenți. Am, am găsit câțiva băieți foarte buni pe treaba asta, care tranzacționau de foarte mult timp în spațiu de Forex și bursă și care mi-au mi -au explicat, băi, indicatorii nu sunt buni. Mai degrabă e acțiunea prețului, felul în care se comportă el pe grafic, lumânările, volumele, chestii de genul ăsta. Și pe măsură ce a trecut timpul și identificând. De fapt, văzând că indicatorii sunt foarte lenți, ei sunt buni, dar de la time frame-uri mari, adică de la 4 ore în sus, să faci swing trade-uri pe o săptămână, două chestii de genul ăsta, o lună și așa mai departe. Dar pentru scalping, îți dau un mic exemplu. Engulfurile reprezintă, de exemplu, dacă ai o lumânare roșie și după aia vine o lumânare verde care ea închide deasupra de unde a început lumânarea roșie, ăla se numește un engulf. Și, de exemplu, sunt foarte multe situații în care pe un time frame de 30 de minute, vine la retest, adică retestează lumânarea roșie, și după aia își continuă direcția, generându-ți un arar de 1,5. 1,5 adică riiștii o de le dorească și 150. Mm -hmm. Și identificăm foarte multe astfel de uh, pattern -uri. da, engulf și sunt multe alte mm -hmm. cazuri care se întâmplă de uh, foarte des. Identificând chestia asta, testând, 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 făcând backtesting, mergând în trecut și uitând, nu mai am, ia să identificăm toate engulfurile care au fost pe 30 de minute. Ia să vedem, țineau? Mam, engulf long. Ține? N-a ținut, ok, notam, n-a ținut. După aia, engulf short, intră în short, a ținut? A ținut. La final, de 100 de ori, tras linie, bă, câte au ținut, câte n-au ținut, e profitabil care arată de câștig, cât pierd, cât, cât câștig. Și gata, hai să testăm și pe live. E un Pur exemplu, dar sunt foarte multe pe price action, foarte multe astfel de pattern-uri, să le zic așa, care se repetă și care funcționează. Și mai faci backtesting acum? Mai fac, da. Mai fac că am identificat... În ce condiții? Uh, așa, am identificat niște uh, fair value gaps, care, mă rog, sunt imbalanțe, uh, care uneori sunt umplute inițial puțin diferit față de cum eram noi obișnuiți mi-e foarte greu să explic fără să am grafic, dar uitându-mă pe imbalanțele alea, am am văzut eu cu ochiul liber așa că niște chestii se repetă și am făcut backtesting pe treaba aia de câteva ori și la fel folosindu-mă de Fibonacci am mai observat că uh, îl poți folosi în mai multe forme uh, nu știu cum să zic decât e clasic și tot la fel, am folosit backtesting încercând să văd dacă Teoria mea funcționează sau nu, și în unele cazuri funcționează, în alte cazuri nu funcționează, dar al, în cazurile în care a funcționat am încercat să le implementez și pe live. Și poți să ne dai, de exemplu, acum câteva cazuri pentru care poate fi folosit Fibonace sau e rețeta nu, secretă a succesului? Nu, Doamne, ferește, nu. De exemplu, am observat că în momentul. Începem încă... cu cel de bază, și după aia ce mai găsești, ce ai mai găsit tu? Adică de bază. Pentru ce folosești tu de regulă Fibonacci? Evident, îl folosesc pentru a identifica unde se află Golden Pocket poche și unde e zona de echilibru. Activele se întorc în foarte multe cazuri în zona de echilibru și stau acolo. După un creș masiv, vine creșterea, dar vine la jumătatea mișcării și la echilibru. Dar uh, am mai observat că pot să folosesc uh, Fibonacci pentru a identifica. Deci, dacă cumva activul, să zicem, că e în vârf, e 100 de dolari și are o cădere de, nu știu, 30 de dolari și e la 70 de dolari, și după aia la un moment dat se întoarce la un 80 de dolari, pot să trag Fibonacci din vârf de la 100, să generez acest 80 de dolari ca fiind gold în pocket și am identificat cam unde ar putea să se ducă, adică unde e punctul 0. Și în foarte multe cazuri, activul se îndreaptă către punctul 0. Asta e o chestie pe care am identificat-o eu ad hoc așa, la random. Nu, am observat, uitându-mă în trecut și făcând backtesting, că prea se pupa Golden Pocket-ul cu locul în care se... Oprea. Adică, de exemplu, nu știu, să zicem că mă uitam în trecut unde un activ care era, nu știu, avea, era valoarea de 100 de dolari și acum era 20. Dacă trăgeam fibonacci de, din vârf până la 20 și încercam să identific Golden Pocket-ul în momentul în care el începea să se ridice ca să intru short din Golden Pocket... Identificam că el deja stătuse în Golden Pocket înainte, adică când stătea, nu știu, pe la 40. Mm -hmm. Și atunci identificând chestia asta am zis, bă, dar dacă el e în cădere, ia să pun eu direct unde s-a oprit inițial, ca fiind Golden Pocket, e probabil, și să vedem, se îndreaptă către 0 și se îndreapta. Adică, gen... Da, că uite, de exemplu, eu m-am uitat puțin și la niște critici ai uh, Fibonacci-ului și zicea că dacă Fibonacci funcționează, funcționează pentru că alți trader folosesc Fibonacci. Și... Foarte posibil. E foarte posibil. Dar, pe, pe de altă parte, Fibonacci nu sunt decât niște procente alocate unei mișcări. Adică nu e... Să setezi niște niveluri. Da, da. Și, de exemplu, tu acum folosești... Ce strategii folosești? Adică să folosești... Ei, de exemplu, un indicator, vezi niște, după niște back-testing funcționează la fel sau, de exemplu, ai price action. -ul. Deci, eu nu mai folosesc absolut niciun indicator. Singurul indicator pe care îl folosesc e indicatorul de volum pe care îl are toată lumea pentru a identifica volumul în anumite zone. În rest, nu folosesc absolut niciun indicator, doar price action, nu știu, order blocks, order blocks Fibonacci, imbalanțe, zone de supply și demand. Chestii de genul ăsta, adică chestii de, de price action. Uh -huh. Și faci trading și cu leverage? Normal. <laughs> nu mai cu leverage. <laughs> nu mai cu leverage și preponderent -pre mă consider un shorter la bază, am mai zis chestia asta, sunt puțin biased când vine vorba de short, pentru că eu când m-am apucat de cripto, nu exista futures și uh, când a fost implementat și am realizat că în industria asta pot să fac bani și pe scăderi, pentru mine a fost ceva super tare. Adică mi-am dat seama, zic, băi, eu pot să fac asta și în bull market și în bear market, nu contează. Că pot să fac bani și pe scăderi. Nu știam că e posibilă treaba asta. Chiar recunosc că nu știam că pe bursă e de zeci de ani, dar nu știam. Și sunt preponderent shorter pentru că mi-a plăcut mult de tot conceptul ăsta de a face bani pe scăderi, ceea ce e puțin ciudat la nivel Intuitori. de investiție. da. da. De regulă te obișnuiesc când vezi, ver... când vezi roșu să pierzi. Exact. Da. Bine și uite, tu ești foarte modest, dar dacă ne uităm la cifre și pe partea de influenceri. Da. Ești destul de mare. Ai și pe TikTok și ai și cea mai mare comunitate de Telegram de pe da. crypto din România. Ce te-a făcut să intri și în partea asta de content creating? M-a făcut să am pe TikTok și... Uh... Și când ai început? Uh, februarie 2020. 2021? 2000, Nu, cred că 2021. Uh -huh. Februarie 2021 sau ianuarie 2021. Am, am, am văzut un coleg de-al nostru care încă activează, nu o să zic numele, care are mai mulți followeri pe TikTok și decât mie și decât tine, care a zis că Bitcoin, cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță, mare aspect pe chestia asta, va ajunge în bull marketul ăsta la 80.000 de dolari. 79.900. Și el era undeva pe la 40.000, nu mai știu la momentul respectiv, nu mai știu unde era, în primul vârf, nu în al doilea. Și eu eram gen... De unde știe? Adică nu știe nimeni. Literalmente, nimeni nu știe unde se duce piața. Și am făcut un singur videoclip pe TikTok, care e cringe rău de tot, încă la am uitat la el, e cringe rău și fără sunet și n-aș de tot, în care am zis, oameni bun, vă rog frumos, nu vă mai investiți banii pe spusele unui necunoscut de pe internet, încercați să vă faceți singur cercetare, încercați să fiți atenți, fiți mai cumpătați, chestii de genul ăsta, Vreau să cred că am fost poate printre primii care au zis chestia asta Pentru că am făcut 300 de mii de vizualizări Primul Cu primul videoclip, videoclip. Da. Atunci ai <laughs> se da seama că e pentru tine Primul videoclip pe care l-am făcut foarte mult Sau 200 de mii, o chestie ce l am și acum și, și am primit foarte multe comentarii Și de la foarte multe comentarii n-am făcut decât să răspund la comentariile pe care le primeam video Îți dă și content când primești foarte multe comentarii și întrebări și cred că la vreo două luni distanță Sau chestii de genul ăsta Cineva m-a întrebat Dar n-ai și tu vreun grup să mai stă și noi acolo de vorbă Și zic, bă, n-am Dar dacă vrei, fac Și am făcut pe 23 aprilie Adică la două luni distanță Grupul ăsta de Telegram Și oamenii au intrat pe el Cam asta de a fost totul început totul Da, da mă, deci tu practic ai Făcut totul organic și natural Și Mulțumesc da, n-a fost cu intenție, adică nu mi-am imaginat vreodată că voi face asta. A fost pur și simplu ad hoc, așa am simțit. Am fost un pic uh, frustrat și supărat de declarația aia, cu siguranță, 80 de mii. de genul ăsta n-ar trebui fi, să fie folosite în spațiul ăsta. Mai și ales dacă n-ai un argument în spate, să zicem. Dar nu... De, 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 ce argumente poți să ai decât văd viitorul, altceva nu, ce argument poți să ai pentru cu siguranță, va, termenii cu siguranță n-au ce căuta în investiții, dar oamenii îl folosesc, că am simțit frustrarea asta, am făcut un video și a venit de la sine și a bubuit și cam mai a fost, adică. și tu acum, de exemplu, crezi că îți ocupi mai mult timpul cu crearea de conținut sau cu trading -ul? Nu, deci mi se scot ochii că n-am mai postat, că uneori nu fac culorile pe Telegram, cum promit, că eu zic că fac culorile în fiecare săptămână și trec 3-4 săptămâni și nu fac. Pentru că îmi doresc ca... Cum am spus și când înainte să intrăm la podcast, nu vreau să se transforme într-un job. Vreau să fie strict pasiune, vreau să, fie, să fac în simt, să, dacă nu simt, nu fac. Nu vreau să... Uh, fac content de dragul de a-l face nu vreau să fac content pentru business vreau să fac content că simt eu să fac content nu știu, vreau să zic ceva, îl zic nu uh, azi trebuie să postez pe Twitter de trei ori, pe Instagram pe uh, Telegram să țin coluri, să fac video pe YouTube să mă gândesc la thumbnail să mă gândesc la titluri să mă gândesc... pe asta înseamnă că dacă eu îmi dedic tot timpul acolo, înseamnă că ăla e business meu, nu eu fac bani din tranzacționare și punct. Că există evident și niște beneficii când ai comunitate și evident se fac bani și din comunitate pentru că na, vin endorsements și așa și promovezi anumite proiecte și ești plătit, dar nu vreau să mă duc în direcția aia, să fac content, să am cea mai mare, nu știu, să fac, să drec ca să trăiesc numai din asta. Deci nu, trading-ul mi ocupă cel mai mult timp și, mă rog, nu mi-o ocupă atât de mult timp pe cât ar trebui pentru că sunt eu leneș la bază și nu mi doresc de la fel să... Eu am fost angajat, după aia am avut propriul business, să zic, care teoretic era ca și când ai fi fost cu o persoană care avea deja un copil și nu era, nu era ca și când era copilul meu, țineam la el, îl iubeam, dar nu era fix al meu, că na, eu am început ca angajat și după aia am fost asociat și așa. Și mi-a ocupat foarte mult timp jobul respectiv și eu am zis că vreau să trez mai mult timp liber, să fiu mai liber pe partea asta și mă consider 100% milionar în materie de timp. Și nu vreau să, nu știu, să renunț la timpul meu. De înțeleg. Și cum arată, de exemplu, o zi din viața ta de trader? Cam la ce ori faci research când tranzacționezi? Păi mă trezesc, nu știu, 10, rare ori depășesc ora 10, mă trezesc, mă așez la calculator, de obicei îmi verific ce înseamnă materie de mesaje sau mail-uri sau chestii de genul ăsta și dau drumul la grafic din pur și pură nu știu, obișnuință dar nu necesită neapărat că și intru un trade-ul respectiv, îmi aleg anumite zone că teoretic price action-ul la bază e simplu implementarea e mai grea îmi aleg niște range-uri în care se află anumite active, de obicei nu tranzacționez decât active mari, nu mă duc în active cu market cap mix sau chestii de genul ăsta, nu este suficientă lichiditate și sunt volatilitatea e mult prea mare și market maker își bat joc mult prea tare de oameni. Bitcoin, Ethereum, Polkadot, XRP, Litecoin, monede de mari, market cap mare, identific niște range -uri. dacă n-am nimic de tranzacționat atunci, alerte pe range respective Aia, cam aia a fost tot, adică restul timp liber. Da, ți aminte -mi că și la ultima conferință vorbeam despre treaba asta cu micro market cap uh -huh. crypto. Uh, tu cam, hai zicem, orientativ, cam pe la ce capitalizare zici că este micro market cap? Adică în ce proiecte nu vrei să faci trading și de ce? Băi, e o întrebare destul de bună. Uh, cam orice sub un miliard pe sub Binance cel puțin ar trebui transacționat, părerea mea mm -hmm. pentru că e lichiditate puțină pe el, nu mai zic sub 500 de milioane și mai greu, în materie de tranzacționare în materie de micro cap ca și investiție long term cred că orice sub 20 de milioane se poate considera micro cap sau 50 de milioane sau chiar și 100 de milioane, mm -hmm. că ar poate să aibă potențial și de la 100 de milioane dar nu, ce sub un miliard cu cât mai mult, cu atât mai bine dacă, uite, de exemplu, stau și mă gândesc acum chiar și la E-Gold, că au un market cap de aproape un miliard mm. și m-am uitat pe Binance, iau au volum zilnic de un milion de dolari de tranzacționare. Pe acolo pui un, nu știu, zicem, 10.000, mai pui un lever 10x, ai făcut lumânarea. Exact. Da. Um, și de asta mă duc către aseturi mari. Să nu mai zic că ideal ar fi pentru un începător să pornească numai Bitcoin și Ethereum pe baza că trebuie să se obișnuiască cu volatilitatea din piață, iar astea două au cea mai mică volatilitate dintre toate. Dacă te-ai pe un activ care are volatilitate mare, o să nebunești, mai ales pe leverage mare. Și mulți la noi vor leverage mare. E o rare ori 10x, ca idee. Da, chiar am observat și eu că, de exemplu, Bitcoin este mai, la un moment dat... Avea volatilitate mai mică decât Nasdaq-ul și sp Exact. Erau uh, unii trader care la un moment dat s-au orientat acolo ca să facă niște bani. Dar ciudat, ciudat în ce vremuri trăim. Piața Cum am crypto. zis și înainte să intrăm la podcast, vară și bear market. Combinația fatală. <laughs> Combinația fatală, da, exact. Bine, și uite, tu și investești, presupun. Da, normal ai niște criptomonede în care, de exemplu, vrei să... Nu, hai să vedem cam ce procente ai în portofoliu tău, zicem, cât la stai în Bitcoin, cât la stai în Ethereum. Sincer, în momentul de față în Bitcoin n-am nimic. Deși e cea mai bună formă de investiție, mai ales pentru un începător, cred că încă nu sunt la nivelul financiar să investesc în Bitcoin. Am am destul de o pondere destul de mare în Ethereum, am foarte mare încredere în Ethereum, long term. Iar celelalte criptomonede, zic foarte sincer că sunt setate ca auto-invest. Daily, nu vreau să mi sparg prea mult capul cu ele. Uh -huh. Se investește în fiecare zi singur. La ceva timp îi mi cu mine mult pe Ledger, chiar dacă acum nu prea mai e la mod ledger și așa, dar eu cred că o să fie ok. Mi le scop pe legeri să nu fie probleme de genul ăsta și cam atâta. Și mai mă joc cu câte un microcap din când în când, dar nu long term și cu sume foarte mici. Da, mă rog, acum cu legerul ăsta, din câte am văzut, sunt păreri împărțite. Că, de exemplu, dacă stai și te uh, ei spun că doar dacă ești de acord să-ți facă setarea asta, să-ți dea seed phrase celorlalte entități, că tu dacă nu ești de acord cu update-ul respectiv, practic ești safe. Acum depinde cum este implementată în spate, că dacă este implementată în spate pe toate wallet-urile, atunci da, vei fi afectat. Eu nu mai cred nimic din ce ni se spune, mai ales în industria, sincer. Nu mai cred nimic. Adică aveam, a, am avut un exchange care era pe mașina, Formula 1, pe stadioane, pe chestii de genul ăsta, care a dispărut peste noapte. Nu mai, eu nu mai cred nimic. Te înțeleg perfect. Și cum ți se pare ce se întâmplă în Statele Unite cu inflația și cu <laughs> cifrele de acolo? Ce, ce să mai zic, la fel, tot nu cred nimic din materie de declarații și chestii de genul ăsta. Am avut ocazia să mă duc acolo în state luna trecută, sau da, puțin peste o lună. Am stat o lună și... Așa, la, cum să zic, la nivel de oameni de business de așa, totul e în floare, adică nu... Da, prețurile sunt clar bubuite. Eu cred că inflația adevărată, repet, nu mă pricep deloc la macroeconomie, sunt băt. Am zic doar părerea mea. Inflația adevărată reprezintă coșul mediu de cumpărături, nu inflația declarată și cât zic ăștia că e inflația, că e șapte, că e nouă, că e în scădere, că e nu știu ce coșul de cumpărături, întotdeauna rămâne sus, inclusiv în România. Prețurile cresc, niciodată nu scad. Și dacă înainte au crescut prețurile și s-a dat vina pe uh, energia electrică, pe gaze, pe, uh, nu știu, pe combustibil, pe toate lucrurile de genul ăsta, acum prețurile au scăzut la toate. și la gaze, și la curent, și la combustibil, dar în schimb prețurile la produse au rămas în continuare sus. Și acolo e inflația adevărată, că, uh, nu știu, am fost la un magazin și am dat 4 lei și ceva pe cola, pe noi pe vremuri ne luam cu 5 lei și... 3 litri. Da, adică... Aici, și în America e la fel. Prețurile sunt foarte mari, mai ales cu cine am, mai avut ocazia să vorbesc pe acolo. Dar oamenii consumerismul e în continuare, în floare. Iar referitor la rata inflației, se încearcă... Nu știu, așa pare la prima vedere un soft landing, dar nu știu dacă o să fie realizabil pentru că, din nou, pe hârtie pare că se duce în direcția în care trebuie. Ratele dobânzilor au depășit inflația și logic ar fi că ar trebui la un moment dat să scadă, dar coșul de cumpărături, să zic așa, e în continuare mare și o să afecteze în continuare economia la nivel da. mic. Să și zic ai, chiar ai în totalitate dreptate. Acum, de ce mai cresc prețurile alea la produsele alimentare? Dacă prețurile în energie au scăzut și inflația, pe cifre, da, scade, dar scade pentru că scad prețurile de la energie, unde în inflația e de bază, intră și cele și de la autoturisme și toate celelalte. Faza e că există două modalități prin care producătorii încearcă să ori să, să crească sau să reducă nivelul de cantitate din baza unui produs. Și dau un exemplu foarte concludent că am ocazia să vorbesc cu oameni care se ocupă cu astfel de uh, bunuri, la un detergent, la un exemplu, dacă înainte, să zicem că era un litru costa 10 lei, la un exemplu, acum costă tot 10 lei, dar numai un litru sunt 850 de grame, ei zicând că e mai revoluționar produsul, că n-ai nevoie de atât de mult, dar de fapt costul a rămas același, cantitatea a scăzut, asta e o variantă prin care producătorii încearcă să, să crească prețul, că teoretic prețul e crescut în raportar la 100 de grame, să zic așa, sau pur și simplu să crească prețurile la produs propriu-zis. cât era 10 lei un litru, acum asta fi 12 lei un litru, sau așa mai departe. Dar treaba asta nu poate să influențeze decât omul de rând. Evident, influențează și pe ei, că și ei la rândul lor au costuri crescute și așa, și pur și simplu o reacție în lanț care a pornit și nimeni nu mai vrea să mai dea înapoi. Că eu așa o văd. A, a crescut benzina, motorina și era logic, o să crească și costurile produselor, pentru că totul se întâmplă cu combustibil, se mută, se face, se drege. Și o reacție în lanț de la unul de la altul care și-a mai pus câte 10, câte 10, câte 10, câte 10, câte 10, câte 10 și nu știu ce. Și până la urmă plătim tot noi, doar că din tot lanțul ăsta de oameni, niciunul nu e dispus să scadă. Iar dacă unul scade, nu mai scade următorul, că face profit mai mari. Și o să rămână prețul așa în continuare. Eu așa o văd. N Eu cel puțin în România n-am văzut niciodată să scadă prețul la nimic, în afară de benzină. Da, și uite, cumva ar fi bine dacă ar zice, că de exemplu sunt unii care uh, își mențin prețul, scad cantitatea, dar zic și undeva ascuns, știi? Ar trebui cumva să zic că la vedere, bă, vă dăm mai puțin acum. Nu, așa... e împachetat că e mai bună compoziția și că n-ai nevoie de... Da, mă rog, aici intră monetică, <laughs> da, nu se mai pune. Tu mai investești în altceva în afară de cripto? Nu, nu mai investesc în nimic, pentru că, din nou, consider că nu sunt la nivelul financiar la care să investesc în alte aseturi. De exemplu, cripto cred eu că are capacitatea de a. Dar nu vreau să sune iurea să zic că am bogății. Dar are capacitatea de a te face să devii uh, uh, mai uh, bogat într-un timp mai scurt decât alte tipuri de investiții. Pentru că dacă ne uităm la Ethereum, și le dau exemplu pe Ethereum, eu am avut mare ocazie să cumpăr Ethereum la 90 de dolari, de exemplu. Și nu e ca și când am riscat, că nu văd ca pe un risc masiv, că n-am cumpărat vreun shitcoin sau ceva, am cumpărat a doua cea mai mare monedă din lume, care s-a apreciat într-un mod masiv. Și automat nu știu ce business sau ce Alt lucru poți face care să-ți aducă un return de 40x în 2 ani. Foarte greu, mai ales ca începător. Mai ales fără să ai bani. Și este... nici nu mai depui efort, ai cumpărat și pur și simplu poți stai pe spate. Corect. Și tocmai de aia vreau să profit de piața asta, cât timp încă ea mai are capacitatea și posibilitatea de a genera creșteri mari și abia după aia, când voi considera că am ajuns la un nivel financiar suficient de bun, voi începe în investiții cum mereu recomand, recurente, CXP 500, index și pe anumite domenii, chestii de genul ăsta care să mențină măcar o profitabilitate peste rata inflației când o să-și și ea la un nivel normal, ca acum nu e. Și abia atunci am voi orienta către asset un pic mai volatile. Dar cred că pentru mine momentan piața cripto ce trebuie. Da, uite, ziceai la început despre Tron și Neo că ai făcut exit la puțin profit. Crezi că dacă, de exemplu, acum. sau ai făcut un calcul, dacă, de exemplu, ai fi ținut criptomonede de atunci până acum, cât X-uri ai fi făcut? Pierdem. Ai fi pierdut? Da. Și asta e o chestie pe care eu mereu o mereu repet când mă întreabă oamenii despre monede vechi, care și-au target All Time High-ul precedent. Tron nu și-a atins All Time High. Neo nu și-a atins All Time High. Și uh, asta e o lecție de învățat pentru că e foarte simplu și recomand tuturor să facă asta. Intrați pe CoinMarketCap, Cap, luați historical snapshots, uitați-vă ce monede au fost în top 20 în 2018, verificați-le iar în bull market din 2021 și o să vedeți că foarte multe din ele nu și-au mai atins all time high. -ul. Și uh, tocmai da. eu încerc să fiu cât mai la curent și să fiu atent în ce investesc sau dacă îmi pun target să nu-mi pun all time high adică gen excludem Bitcoin și Ethereum. Îmi pun un target undeva la 60%, 70%, 80% din ultimul time high -ul pe care l-a avut, pentru că piața se mută către alte monede mai bune, mai noi, mai... Că inovează constant. Exact. Deci nu, cu Tron și cu Neo nu făceam... Făceam probabil mai mulți bani n am scos în vârf, dar nu făceam multe X-uri pentru că nici măcar n-au atins ultimul time high -ul pe care l-au avut atunci. Deci tu cumva tot în bull market ai intrat atunci. Da, că în vârf. Am pro... uh -huh. un vârf absolut. Eu de când am cumpărat tron am văzut o dată verde. Asta pot să zic. Și am mm -hmm. ieșit din tron în pierdere, ceea ce nu recomand să fac asta, Neo, pentru că am analizat eu puțin și mi-am dat seama că Neo... Da, Mai o... avea o șansă. Na, nu că avea o șansă. Am ținut tron în, până la mainnet, toată piața era verde, nu o sunt niciodată, toată piața era verde, uh, roșie, doar Tron era verde la momentul respectiv, pentru că era mainnet și așa. Și atunci când era mainnet, m-am gândit, deși nu aveam bani înapoi, m-am gândit, bă, dacă toată piața e roșie, ăsta s-a menținut, e clar că la un moment dat o să cadă și ăsta, asta am gândit-o singur. Hai să în ce altă monedă aș putea să mai intru? M-am uitat în monedele care erau un top, era și neon top, în 8 sau 9, ceva de genul. M-am uitat la Neo, cât e Neo? 40 de dolari, ok, cât a fost în vârf? 240, parcă ceva de genul. Ok, deci dacă Neo ajunge măcar la jumătatea all time high-ului pe care l-a avut, eu îmi recuperez banii și poate fac și un pic profit. Și am ieșit din tron și am intrat în Neo. Ce este absolut incredibil e că la vreo 4 ore după ce am ieșit eu din tron a început să cadă și tron. Și Neo, evident, a ajuns la 80 sau 90, la 90 de dolari. Mi-am pus target să-mi recuperez banii și foarte puțin peste. Mi-am aminte foarte clar, eram cu un prieten la el la țară și la fel investise și el tot în Neo. El a ținut Neo până în 2020, n-a făcut nimic cu el, dar eu am ieșit la 90 de dolari uh, cu banii înapoi, foarte mulțumit de rezultat. Neo s-a făcut 92 și de atunci nu știu dacă s-a mai făcut vreodată 92. Că tot vorbeai de simțitul pieței. Da, <laughs> Nu, a fost bulan. -a, a fost pur și simplu bulan. Dar asta e din nou o lecție pe care aș recomanda-o. Ți-ai pus un target, ține-te de el. Nu, bă, ți se duce și mai sus, bă, o să fac și mai mult. Nu, eu îmi doream banii înapoi, că mai dormeam noaptea, mă gândeam numai la asta, am verificam portofelul în continuu, refresh-uri peste refresh-uri. Primul pe cu dimineața pe care făceam, puteam refresh la portofel și speram că peste noapte a crescut. Deci, de asta mulți, am le-am făcut pe toate și le-am experimentat pe toate. Da, când primesc multe întrebări, mă regăsesc pe mine în întrebările alea. Am trecut și eu singur 100%, nu exista, nu existau grupuri de Telegram, nu exista nimic de genul ăsta. Și sper eu, că adică vreau să cred că dau, încerc să învăț lucruri bune da, pe oameni. Da, și sperăm că o să faci asta în continuare. Dar, uite, tu ai făcut, de exemplu, atunci research pe proiectele respective? Zero. Zero. Deci ai luat pur și simplu că era un top. Zero. Și ce este absolut incredibil e că v-am zis înainte să intrăm pe podcast că pe mine mă deranjează de tot întrebarea ce părere ai de moneda X. Vă asta spun la, da, la mișto. Da. Vă zic foarte sincer că am întrebat și eu de foarte multe ori ce părere ai de tron când mai intram pe nu știu, pe cât un grup de ăsta de, de Telegram. Mai erau mai erau grupuri de Telegram, erau în engleză, în română nu era niciun. Ce părere aveți de tron? Very good, to the moon, main today, you'll see. Very nice, very... Deci nu... Și îmi dădea încredere treaba asta. Și într-adevăr mai erau niște grupuri de Facebook, mai erau pe Facebook câțiva oameni care investeau și în cripto și la fel, v-am zis, de pe Facebook am văzut de tron asta. Și când simțeam că am o stare proastă, Bă, parcă nu mai am încredere moneda asta că o să cadă, că o să tronu, că nu-și mai revine, că nu știu ce. Tream acolo, ce părere aveți de moneda tron? Credeți că o să-și mai revină? Și mai mulți ziceau că și ei al alții au luat, da, o să-și revină, da, e tare. Și îmi da, dădea așa o stare, Da. Comunitatea clasică. Da, dar când îi văd la mine pe comunitate că mă întreabă ce părere ai, eu mă transpun imediat în 2018, îmi dau seama cum mă simțeam eu, de ce pun întrebarea, care-i scopul din spatele ei toate lucrurile de genul ăsta, faptul că nu și-a făcut research, multe chestii. Deci, nu că n-ai, cum să întrebi pe cineva ce părere are de o monedă dacă tu știi despre ea, că ai tu propria ta părere. Și, na, am trecut prin asta, știu cum e. e nașpa. Deci nu, n-am zero research și despre Neo și despre uh, tot, orice, orice, zero, zero, zero. Abia după. Deci, am investit și după aia m-am documentat. Tu cum faci research pentru un proiect cripto? Um, la ce te uiți? E o întrebare bună, foarte despusă. Uh, eu fac research într-o formă puțin mai ciudată, să zic așa. Adică toată lumea zice, domnule, te uiți la echipă, te uiți la astea, ok. <laughs> dar ce poți să la echipă? Că habar n-ai cine pă, la ce a făcut, ce nu știu ce. Eu când fac research la o monedă și nu mă refer la monedele mari, mă refer la mon Hai să vorbim de monede mari mai întâi. La monedele mari, în primul rând, mă interesează tipul de visi care a investit. Ce, ce visi ai investit în ele? Cine-i lead VC. Foarte multe visiuri. ele investesc pe baza visiului care e lead. Au nevoie de acest lead. De exemplu, dacă A16Z intră într-un proiect, după aia sunt multe alte visiuri mai mici care zic a intrat A16Z, intrăm și noi. Aia nu și-au mai făcut research. Că au acest lead VC care acest lead VC teoretic incubează proiectul și îl duce cam unde vor ei, că de obicei asta fac vc -urile. Acaperează proiecte și așa mai departe. Deci mă interesează preponderent cine e lead VC acolo. Iar A16Z e un VC extrem de mare și extrem de bun, la fel și Sequoia, chestii de genul ăsta. După aia, în materie de echipă, doar la CEO, mă uit pe LinkedIn să văd ce a mai făcut, dar aia nu e o certitudine chiar a făcut, și ca o paranteză pentru proiectele mici, iau poza CEO-ului, dau right click, save, intru pe yandex.com, îi bag poza să mă asigur că e el. Că am văzut foarte multe proiecte cu poze furate de pe internet și chestii de genul ăsta. Serios, mă refer la un proiect mai mic, nu se întâmplă la proiectele mai mari. Un alt aspect extrem de important, foarte multă lume zice să citești white paper-ul, nu vreau să fiu ipocrit, n-am citit în viața mea niciun white paper, pentru că au 70 de pagini, sunt foarte multe chestii tehnice, eu sunt a tehnic, habar n-am despre ce vorbesc, dar în schimb mă interesează foarte mult uh, distribuția tokenilor, tokenomics în mare parte și inflația, iar inflația ți-o poți calcula prin a lua tokenomics-ul, al impune într-un Excel, eu am un Excel pe care mi l-am setat singur, a impune în, în Excel lucrurile toate în locurile, când se întâmplă, și așa, și de a identifica inflația tokenilor pe următorii 2 ani. Și mie în generează automat acolo care e inflația primele 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, și după aia direct la 2 ani. Orice token care are o inflație mai, mai mică de 400% e un token bun, părerea mea. Adică intră de 4 ori mai multe monede în circulație decât ziua 1, în primul an orice proiect care are inflație mai mică de 10.000%, 10.000%, da, 1.000, pardon, sută, adică de 10 ori monede în primii 2 ani, din noi e un proiect bun. Mulți au vorbit de SUI care inflație mare, nici nu s-au uitat la ea. Că are puține monede în circulație și că cum poți să zici tu de SUI, că să vezi că nu o să intre monedele alea. Pe SUI are 3% pe an. Ce, adică... Eu nimic. nimic, nici nu se simte Chiar și 400% pe an e o inflație destul de bună Pentru că dacă el pornește de la o market cap de 50 de milioane Dau un exemplu, vorbim un proiect mare cum ar fi Arbitrum Care n-a pune de la 50 S-a dus mult mai sus Dar 400% asta înseamnă că într-un an de zile El trebuie să genereze Să aducă useri în Să cumpere Arbitrum De 4 ori mai mult decât în prima zi Și el e la același preț Și automat un proiect ca Arbitrum Nu ai ce na, research să faci la el, dau un exemplu. Dar am calculat inflațiile, m-am uitat la visiuri și așa. Din nou, pentru că visiurile urile au și ele comportamentele lor uh, standard. Sunt unele vc care dau dump, sunt alte visiuri care nu dau dump, uh, market maker care e folosit pentru uh, pentru, cu care lucrează vc respectiv. Pentru că la fel, market making, market maker fac cei mai mulți bani în piața asta, market maker cei care lichidează cele mai multe poziții, mai ales pe trading și așa, și mă uit și la aspectul ăsta. Și, de exemplu, sunt anumite proiecte la care nu fac niciun research, de exemplu, cum ar fi Arbitrum. La Arbitrum te-ai uitat pe DeFi Lama și ai văzut care total value locked nu, mai știu, nu știu cât avea, chiar nu știu să zic cifre că nu vreau să vorbesc prostii, dar era pe locul 20, după o săptămână era pe locul 17, după aia era pe cu 12, după aia era pe locul 17, după aia era pe locul 2 sau 3, totul verul locked cu niște sume mult mai mari decât alte cei în urmă mai consacrate și mai vechi ca el și automat când iese o monedă ca arbitru, în ce research să faci pe aia, că nu, nu, văd ce să fie. de la sine înțeles că e clar că oameni sunt acolo, ecosistem există, proiecte care o să vrea să lanseze pe Arbitrum există, e construit peste Ethereum, e din punct de vedere scalabilitate și siguranță și așa e ok. Deci sunt anumite chestii la care nu prea e rost să faci research. Iar la proiectele mici, mini capuri, micro cap cum vrei să sub 10 milioane de market cap, să zic că foarte multă lumea e interesată de proiectele astea, care poate să facă 100x, 50x și așa mai departe, treaba cu ceo din continuare rămâne treaba cu inflația, comunitatea e foarte important, boți, poți să faci un scan pe Twitter, pe mulți sar la asta, are 7000 de miliarde de faluri și poți să iei userul ăla și sunt tururi de astea, nu știu, find, nu, fake, Twitter, followers, nu știu ce, și așa, bagi handle acolo și ți arată cât la 100 din ei sunt boți, cât la 100 sunt mici chestii de nuanță, da? Să stau să citesc white paper nu o spun niciodată, adică eu asta și a, de obicei asta ce lumea te ui... citești white paper te uiți la echipă, o să fie, cine se uită nu se uită nimeni, să serios aici, dar poți să să-ți faci așa o idee prin cum ce am zis, inflație, visiuri te uiți în ce alte proiecte au băgat visurile alea, cum s-au comportat unde au scăzut, cum s-au comportat în momentele de anloc și asta e o altă chestie, pentru că multe proiecte când au un anloc se duce vorba astăzi se, de exemplu AVAX a avut un anloc, cred că ieri sau alte ieri. vin cu fad multe anlocuri de genul ăsta mulți intră short, gata, intră monede de circulație, de obicei proiectele vin atunci anunță lucruri noi revoluționare, chestii de genul ăsta și astea sunt bazate în mare parte și pe investițiile visiurilor, pentru că le avem cu echipă, incubează cu totul. Legal, marketing, tot knowledge din spate, chestii de genul ăsta. research la nivelul ăsta. Fac. Da, că uite, la Bitcoin, hai, poți citești Bitcoin, dar chiar ai citit white paper-ul la Bitcoin? Nu. Ai avut curiozitatea? Nu. Dar acum stau să mă gândesc că ce, cum faci research la echipa din spatele Bitcoin, știi Da, n-ai ce research să faci. Oricum, Bitcoin ai open e Bitcoin. source ai open source acolo și poți să în cod cum e scris. Da, acolo nu prea ai nicio îndoială, dar la celălalt, da, chiar bine punctat. Și asta cu visiurile. Foarte bine, că sunt unele visiuri care fac flipping. Exact. Cumpăr în prima fază, după aia am public sale, imediat și-au scos profitul. păi, și vreau ca oamenii să-și imagineze că într-un business clasic, în momentul în care un VC mare, cum e așa aici pe investesc într-un business, la început într-un startup, singura lor modalitate de a face exit o reprezintă un IPO. Iar un startup până la un IPO are drum extrem de lung, ani de zile. De ce ei sunt interesați de spațiu cripto? Pentru că eventul de lichiditate și eventul de exit pentru ei se întâmplă extrem de repede. Comparativ cu un business clasic. Ei vin, investesc într-un proiect, în șase luni e listat, ăla e ipo pentru ei. Un business clasic nu s-a ajuns niciodată la un IPO în șase luni. Și automat, da, e bine să te uiți la ce fac visiurile, pentru că, vrem sau nu vrem, visiurile au fost cele care au generat imensitatea asta de burnă pe care l-am avut data trecută cu două topuri. n am mm. mai fost până acum. Visiurile. Pentru că ei au luat am intrat într-un proiect, exit, intrăm în altul, exit, intrăm în altul, exit, banii setorii investeau, turne, investeau, sunt un dar din păcate exitul suntem noi, cu toții. Da, și cumva e nasol, dar trebuie să ieși în calcul treaba asta. Că să te uiți pe niște visiuri, să vezi ce au mai făcut înainte, unele poate nici nu se raportează să zic că uite, am intrat în atâtea proiecte cripto, am și ieșit instant la public sale. Da, nu avem ce facem. E imperativ. Consider că o formă foarte bună de investiție e înmărirea banilor. Și banii sunt la visiuri. Dacă tu poți să identifici anumite pattern pe care visiurile le, le au, tu poți să mergi împreună cu ei. Într-o pondere mult mai moderată, evident, decât dacă ai fi cu ei. Dar poți să mergi împreună cu ei și același lucru se aplică și în trading, să știi. Chiar v-am să întreb acum, faci trading, încerci să ghicești instituționale? Pe asta e price action în mare parte, da. Sunt mai ales instituționalii mari la nivel de Wall Street, Tokyo, Sydney, Frankfurt, Londra, care ei pe Forex au niște pattern extrem de vizibile de ani de zile fac același lucru. Ei încearcă să se lichideze unii pe alții. Iar singurul lucru, serios, asta e, asta e adevărul. Iar singurul lucru pe care putem noi face ca și traderi să încercăm să identificăm ce și cum. Adică cam sunt foarte multe situații în care, nu știu, Tokyo printează un low, li se închide ziua, nu mai sunt activ și intră pe Wall Street și încearcă să-i lichideze low-ul Adică să le ia poziția literalmente în care i-au rămas și multe chestii de genul ăsta. Și asta facem noi ca trader, de fapt încercăm să vedem ce fac marii șmecheri că noi suntem în dormitor la noi și ne. nu avem prea multe de făcut. Asta e retail -ul. Și uite de exemplu ții cam pe ce fusuri areți pe la să Nu transacționez pe niciun fus. Adică nu eu când mă trezesc e, e, încerc să mă mai știu ce sesiuni sunt dar nu mă bazez 100% pe ele pentru că nu mai vreau să mai fac scalping, am făcut o lungă perioadă scalping și mi-am dat seama că nu-i pentru mine. Uh, îmi ia foarte mult timp, trebuie să fiu foarte mult timp la calculator și m-am dus mai mult către swing trading, care asta înseamnă că pot să deschid o poziție care să aibă un stop loss mai larg, nu trebuie neapărat să iau snipuri, snipuri adică să iau la dolar intrarea și așa, nu trebuie să am stop loss foarte strâns, și pot să stau într-o poziție și două săptămâni și să-mi aducă poate același randament pe care l-aș avea dacă aș am în fiecare zi să încerc să scot 100 de dolari pe zi sau 200 de dolari pe zi și așa. Mai bine într o sumă mai mare, leverage mai mic, uh, un stop loss un pic mai larg, un TP un pic mai îndelungat și el, că nu am încercat să identific toate chestiile astea cu uh, instituționalii și cu sesiunile și cu e mult mai complex decât e, Decă pare la prima vedere, evident, și am încercat și e mult prea obositor pentru mine și nu mă regăsesc în treaba aia. Da, uite, de exemplu, tu, dacă, să zicem, ai prins un pump acum ca lumea, ți-ai scos banii, ești realizat pe viață, okay. ai mai face ce faci acum? Da. Deci tot ce faci acum e strict din pasiune. Da, pentru că... Dar și pentru bani și pentru generare de revenue. imaginează că poți să-l duc la un nivel mult mai larg, mai mare de atât. Dacă acum, să zicem, că stau într-un trade două săptămâni, atunci pot sta în trade-uri luni de zile sau poate chiar ani. Pot să mă uit pe piață și să identific, să încerc, că nu o să identific niciodată, nu o să am niciodată siguranța că la ai topul, dar pot să identific, să-mi imaginez că la ar putea să fie topul la CXP și să intru ușor și să stau ușor un an. De exemplu. Și după aia să ies din șor și să intru lung și să stau doi ani. Nu, cred că voi face mereu treaba asta. Deci ți-ar plăcea să fii și market maker? nu, nu. nu. Market makerii sunt... Nu, nu fizic... îți place moral? Că nu, trebuie nu, nu, să... Pe, nu, market makerii sunt niște boți la bază. Adică sunt niște algoritmi, setați de niște instituții care fac treaba asta. Că, și în Tokyo sau... nu fac ei. Nu stau ei la calculator. Unii A, stau, știu, da. știu și câțiva care stau. Da, dar nu adică banii mulți, adică nu, nu stă un, un om să investească 10 miliarde pe un trade. Sunt niște algoritmi, niște boți da. care fac investiția asta. Adică da, sunt se văd pe grafic, multe se văd pe el pe grafic. Și uh, automat uh, na, n am cum să fiu market maker, dar pot doar să identific gen anumite zone și să acționez pe baza lor, dar pe un termen mult mai îndelungat de atât. Adică, dacă aș face, nu știu, aș avea toți banii din lume. Poți să zici care a fost cel mai mare câștig și cea mai mare pierdere? Sigur, în valoare? Oricum, valoare, procent, cum ești mai confortabil? Uh, cel mai, cea mai mare pierdere, să zicem, în valoare, că am mai, am mai repetat treaba asta. Cea mai mare pierdere, cred că a fost de uh, aproximativ 15.000 de dolari pe un creș, în martie anul trecut eram lung pe Bitcoin, mi-am aminte foarte clar, eram la o terasă cu un prieten și a fost un crash pe Bitcoin, nu aveam stop loss setat, o altă greșeală, mereu să vă pune stop loss, nu aveam stop loss, greșe, stop loss, setat și am fost lichidat, iar cel mai mare câștig a fost tot un short, mă rog, eu eram pe lung prima oară când am pierdut și a picat piața, dar într-un short, cum am zis, că sunt un pic fan de shorturi. Uh, în drumul spre al doilea top uh, am făcut DCA pe mai multe intrări pe, pe, Bitcoin și a fost un crash undeva pe la 42.000 sau ceva de vreo 15-20%, nu mai știu, tot așa a fost într-o zi, în câteva ore, o chestie de genul ăsta, care ăla a fost știu, cel mai mare câștig pentru mine vreodată, nu știu, vreo 40.000 de dolari, o chestie de genul ăsta. Și de atunci am făcut o pauză vreo de zile, n-am făcut nimic. Deci cam astea au fost. În rest sunt pierderi și câștiguri relativ micuțe, adică nu, nu la ordinul zecilor de mii. Și, și sunt și sume foarte mari pentru mine și vreau să stau liniștit, că până la urmă trei... Nu-ți place cardio? Da, nu-mi place. <laughs> în momentul în care începe să-ți bate inima, asta e o lecție pe care am învățat-o, în momentul în care începe să-ți bate inima ori ești mult prea investit, ori, de fapt ești mult prea investit și automat s-ar putea să nu iei decizii raționale uh -huh. și trebuie să reduci de risc. Da, foarte bine. Chiar am observat și o treaba asta. Când uh, începi să-ți bate inima, intervine emoțiile și tu devii din ce în ce mai puțin rațional. Nu mai poți să te uiți la pattern. -uri. Nu mai poți să mai vezi nimic. Nu mai, nu mai, nu mai gândești coerent în momentul în care suma e foarte mare. Dacă tu intri, dau un exemplu, cu 200 dolari și pierzi din ea 200 dolari 30, nu are cum să-ți bate inima la 30. Sau dacă câștigi 300 sau nu știu. Trebuie să fie ceva un automat, trebuie să fie ca un robot în tranzacționare. Atâta risc, atâta pot să câștig. Pierd foarte bine, câștig și mai bine. Adică cam asta ar să fie momentul în care începi să sper să scadă, sper să începi să te uiți, începi să-ți faci tu filme, începi să nu mai privești cum trebuie situația aia, că în mod normal dacă nu avei bani investiți poate o priveai diferit. Și chestii de genul ăsta. Never again, adică nu o să mai fac niciodată nici pierderea, nici câștigul pe care am nu știu dacă le voi mai realiza vreodată dintr-o bucată, sau poate cine știe, doamne, aștept, dar peste ani de zile, pentru că sunt sumele mult prea mari pentru, pentru mine. Mm -hmm. Și tu acum, ce targeturi ai, să zicem, pentru anii următori? Cum mai vrea să arate piața cripto și ce planuri mai ai tu? Eu cred că următorul bull market va fi cel mai mare bull market din istoria criptomonedelor vreodată. Asta e ceea ce cred eu vreodată. Adică nici măcar următorul de după ăsta care vine nu o să fie la fel de mare cum e asta. Și vreau să să profit de el la maximum. S-ar putea să fie ultimul bull market înainte de marile reglementări și ăsta e planul meu. Eu vreau să fiu 100% pregătit pentru următorul bull market fac pași în direcția respectivă și în momentul în care va veni, nu ies din casă. Un an, jumate, doi, cu o ține, eu nu ies din casă. Cam asta e. Să profiți la maxim. Eu. Da. Foarte frumos. Bine, uite, eu te-am întrebat tot ce aveam să te întreb, dar, uite, dacă, de exemplu, mai ai tu ceva de adăugat? Da, și avea de adăugat um, pentru toți cei care se uită, să nu se lase descurajați de situația în care ne aflăm acum și să aibă curajul să creadă că va ieși soarele și pe strada noastră într-un final și le recomand să se documenteze, iar când vine vorba de documentare, că sigur s sătura s-au săturat sau audă treaba asta. Documentarea nu reprezintă, chiar și pentru simplu fapt că v-ați uitat la podcastul ăsta, e tot o documentare. O oră pe zi 365 de ore într-un an, două ore pe zi, 730 de ore într-un an, poți să faci, înveți o grămadă de chestii cu treaba asta și la fel și ei să fie pregătiți pentru uh, market următor, pentru că, vrem sau nu, tot are un iz de ponzi și piața asta, o să intre oameni noi, oameni noi care o să intre peste noi, oameni cărora noi o să le vindem, oameni care o să fie mult mai slab pregătiți decât suntem noi acum. Deci, dați înainte. Bun. Și uite, ca să știi comunitatea o te cripto unde te poate găsi, poți să-mi lași niște date de contact? Nu știu, poate pe Telegram, poate pe... Sigur. Păi o poate găsi pe Twitter uh, arond bâlâmihnea, pe Instagram bâlâmihnea și pe uh, Telegram uh, comunitatea se numește alfas uh, și un stack cu România acolo. Deci cam asta activez eu și pe TikTok, evident, bălă Bine. Mulțumesc că ai Vă mulțumesc mult de tot venit de la podcast și că ne-ai oferit informații foarte bune. Vă mulțumesc frumos. Și mulțumim și vouă că ați rămas până la final. Și să nu uitați de like, share, lăsați feedback cu un comentarii, spuneți-ne cine mai vreți să mai vedeți și ce mai vreți să auziți. Spor! Spor!